Investiții majore în infrastructura comunei Dofteana. De unde vin banii și ce planuri are primarul în zonă? Aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. În primul rând, pentru importanța acestui drum, faptul că face legătura între DN12A și DJ 114F, care e drum județean, asta înseamnă că este de interes regional, de interes județean. Și cel mai important lucru pentru mine contează să degrevăm o parte din transportul rutier să treacă prin această zonă. Există și o oportunitate pentru turism. În momentul când vom finaliza acest drum de 2,5 km, va deveni o zonă interesantă. Vedeți și dumneavoastră ce frumos se vede în jur și ce pitoresc, într-adevăr. Dar cel mai important lucru este că o să fac legătura dintre DN12A și DJ 114F, care înseamnă o degrevare de transport din acea zonă. Și mai ales că comuna Dofteana e o localitate foarte mare, 12.000 de locuitori, și mă cert se va folosi acest drum și de către locuitori, dar și cei care trec prin această zonă. Banii, am zis că sunt foarte importanți, fără bani nimic nu se face, oricât de multă dorință și voință ar fi. Da, încercăm să facem de așa natură, să aplicăm aceeași măsură peste tot în județ, să tratăm toate zonele cu aceeași măsură. Încercăm să facem asocieri acolo unde, într-adevăr, o cere județul, mă refer ca și dezvoltare, și unde găsim posibile zone în care se poate investi. Felicitări pentru inițiativă, deși suntem în luna noiembrie, a început de decembrie, ne apropiem repede, văd că constructorul e pe drum, la locul faptei. Da, într-adevăr, și chiar vreau să asigur că nu se vor face lucrări decât cele care sunt permise, respectiv lucrări pregătitoare, s-a spart această zonă și deja s-a făcut legătura, mă refer, între Dofteana și drumul național. Și urmează ca, după ce se vor pune în siguranță lucrările executate, lucrările premergătoare pentru asfaltare și pentru rigole, în anul următor, în 2023, să putem să circulăm pe asfalt. Acesta este drumul care face legătura dintre DJ116D și DNA, care face legătura între Adjut și județul Harghita, DN12A. Ce dorim noi să facem în această zonă? Drumul acesta are o lungime de 2,5 km, atât va avea, care face legătura imediat din satul Seaca către satul Dofteana. Acest drum poate să țină locul și de o șosea de centură a localității, întrucât leagă patru sate, Seaca, Hădeac, Ștefan Vodă și Dofteana. Pe aici vor circula. Anume, noi vom absorbi circulația cu utilaje, cu atelaje agricole de pe drumul național și vom circula pe aici cu producția agricolă, cu tot ceea ce se face în câmpul nostru aici între Dofteana și Dărmănești. Unitatea administrativă teritorială s-a îngrijit să trecem acest teren pe care îl vedeți dumneavoastră aici în intravilan, deci atât pe dreapta cât și pe partea să trecem în intravilan, și totodată următoarea întâlnire noastră care va fi aceea cu oamenii de afaceri din localitate și nu numai, în care intenționăm să deschidem această zonă, o zonă turistică cu un ski bob sau cu o pistă de ski sau altceva, întrucât ne ajută și relieful și configurația terenului, iar din centru acestui câmp, între Dofteana și Dărmănești, circulă conducta de transgaz, care este de Societatea Națională de Transgaz, energie electrică cu înaltă tensiune și apă potabilă. Deci toate utilitățile pot fi aduse aici, în această zonă, să dezvolte zona. Banii vin de la Consiliul Județean, a fost o asociere între Consiliul Local Dofteana și Consiliul Județean Bacău. Da, deci banii vin de la Consiliul Județean, 95% din total valoarea de 105 miliarde, vă vorbesc în bani vechi, 95% asigură finanțarea Consiliului Județean, diferența 5% plus studiile de teren, plus proiectul tehnic și studiul de fezabilitate sunt făcute de către Primăria Comunei Dofteana. Deci venim și noi cu o cofinanțare de 5% plus studiile de teren și proiectul tehnic. Când va fi gata
ajută, pentru că deja suntem în iarnă, se lucrează, constructorul este pe teren, temperaturile permit. Deci ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în urmă cu, cred că, pe 1 sau pe 2 noiembrie, așa, așa, puțin timp. Și cum vedeți dumneavoastră, s-a excavat mii de tone de pământ, care vedeți, urmează a fi cărat de aici, s-a adus un strat de balastru să poată circula, chiar dacă vremea este mai anevoiasă și a venit timpul răcolos și va ploua, dar se va lucra, cred că toată iarna, la profilarea drumului acesta pe care îl vedem și cred că în primăvară, în vara anului trecut, vom vedea pe el și asfalt, vom vedea pe el rigolă de scurgere a apelor pluviale, parapet și toate componentele care stau la baza modernizării unui drum. Deci la anul vom putea circula pe acest drum? Circulând dacă suntem sănătoși 100%.